Weekendul trecut, pe scena Casei de Cultură Ine Roman din Megidia s-a jucat piesa de teatru Vrăjitorul din Oz, basmul care a încântat copilăria multor generații cu personajele sale de neuitat, a fost aplaudat la scenă deschisă de publicul spectator. Micii actori ai trupei de teatru coordonate de Aurica Ienea au prezentat duminică spectacolul Vrăjitorul din Oz, după povestea nemuritoare scrisă de Lyman Frank, povestea micuței Dorothy, o fetiță din Kansas care, în urma unei furtuni, ajunge în țara lui Oz, un vrăjitor pe care nimeni nu l-a văzut vreodată, dar despre care toată lumea știe că este atât de puternic încât poate îndeplini orice dorință. A fost urmărită de micuții spectatori cu mult interes. A fost un spectacol frumos. A fost un spectacol închinat prieteniei, iubirii pentru familie, pentru prieteni, pentru și mai ales pentru țară. Dorothy, personajul principal, care este furată, să zic așa, de vânt și dusă într-o țară îndepărtată, o țară foarte frumoasă, nu este fericită acolo pentru că își dorea să fie cu familia ei și în țara ei, chiar dacă era săracă. De fapt, singură spune lucrul acesta. Și de asemenea este un spectacol închinat prieteniei, Dorothy, personajul acesta al piesei, se împrietenește cu personaje diferite, cât mai ciudate. Aici este vorba de îngăduință, de toleranță. Este prietenă cu ei și se ajută între ei și până la urmă, ca în orice piesă pentru copii, obțin ceea ce își doresc. Cum credeți că s-au descurcat copiii? Foarte bine, foarte bine. Au deja experiență, unii vin de 5 ani de zile, alții chiar dacă au venit numai de un an de zile, toți sunt foarte buni. Eu sunt foarte, foarte mulțumită pentru modul în care au jucat, în care și-au dezvoltat aptitudinile de la un spectacol la alt spectacol, modul în care s-au disciplinat. Ca orice poveste, Vrăjitorul din Oz s-a încheiat cu bine pentru Dorothy și prietenii săi, iar micuții actori, cât și publicul spectator, au învățat cât de importante sunt valori precum prietenia și dreptatea. Tot de la ei au descoperit noțiuni de o importanță covârșitoare ca iubirea, devotamentul, curajul, inteligența, speranța și priceperea. Reprezintă un moment foarte important din viața unui actor, că pot spune că este prima mea piesă pe care am jucat-o alături de acești copii și m-am bucurat foarte mult. Reprezintă o familie pentru mine și acest spectacol reprezintă imaginația copiilor și bucuria lor de a juca alături de doamna Enea și alături de alții și a le transmite emoții. Ce rol ai interpretat în această piesă? Eu am fost omul de paie și mă bucur pentru că am învățat că indiferent de lumea în care ești, indiferent de ce ne ești tu, poți deveni un om mai bun și un alt fel de om. A avut rolul maimuța. Și a fost greu? Dacă înveți bine, nu este greu. Cât timp ți-a luat ție să înveți toate replicile? Nu știu, puțin. A fost foarte frumos, dar a fost și greu la început că nu știam, dar acum am învățat pe parcurs. Ce rol ai avut tu? Eu am avut omul de tinichea, eram dublura și soldat. A fost greu să înveți toate replicile? Nu a fost foarte greu. Am avut rolurile de altinez și maimuță în aripată. Și nu a fost greu să ai două roluri într-o singură piesă de teatru? Păi nu prea a fost, dar... Te-ai descurcat? Da. Trupa aflată sub bagheta Aurica Ienea s-a născut din pasiunea pentru teatru și dragostea față de cei mici. Cu multă răbdare și muncă, iubirea față de arta teatrală le-a fost insuflată și micuților care frecventează cursurile și evoluează de la o piesă la alta.